tare de la dealer. Am să facem niște teste cu motocicleta, după camera. Ar trebui să o ținem casca închisă. Camera o avem în partea de aici. Sunt curios cum se vede, ce niște teste. Am mutat-o aici față de poziția de pe cap, deoarece se auzea foarte bine microfonul prin foarte sus. Motocicleta este foarte profită, n-am mai mers de ceva timp cu ea. Să mergem acum să spălăm și pe ocazia asta facem și niște teste. Ha, let's go. Era dor de ea. Sunt curios dacă se aude bine și la viteză puțin mai mare. Acum foarte mare nu o să putem prin oraș. Învățat că virează de scurtă, se face piciorul drept la dreapta. De la unii instructori vă primește râsul. Când am o bicicletă de calibru ăsta, faci cum vrei să virează, poate le faci bine. Este un lucru foarte mare. Foarte grea, are să facă bagajele. Dar e ok. Destul de aglomerat. O trece pe modul sport. Vedem. Trebuie să respectăm cât mai mult regulile de circulație. Cutia mare la terenul cel mai important. Mașinile cu Audi se vâlcea. Ne lasă să le ajungi până la un regulamentar. Semnificativ. Cam frumos aici în coloană. Am tendință de a căuta ambreiajul. Astăzi mi-am permis și o lucru de a ieși în tricou, este foarte cald și dacă tot este moda asta fără echipament, am zis să fie fără echipament la mine. Să trebuie să poată greasă. Da, trecurăm aici lângă vecina de sus. Vedem și un flash. Hai că nu știu ce face vecina. Dă priorități. Ok. Hai vecina. Da, cu mine ne-a dat giratorio. Facciamo adesso il giro di
Nu faceți așa ceva acasă. Dar să nu încurcăm traficul foarte mult, facem chestiile astea noi motociclisti, ca să-mi dau și explicația. Nu mai stea după noi mașină, de exemplu, la semaforul plec foarte rapid, nu încurc nimic, nu trebuie să stea nicio mașină după mine și nu se mai pierde trecerea aici. Este o trecere de 10 secunde, dacă nu mă înșel. În 10 secunde, dacă mă încurcam și eu eram pe bandă să trec, nu mai reușea să treacă o mașină. Așa că o scuză mijloacele, să zicem. Ok, am plecat. Mașina nu a plecat de la semafor. M-a realizat reacția mea. Reacția mă totul de timp foarte rapidă. Nu am încurcat absolut nimic pe nimeni. Dacă vreau să fac chestia asta prin dreapta și nu eram atent, m-a luat prin surprindere nenea cu Lucrătiriu. Deci am bubită la motocicletă. Are că nu am geacă pe mine. Eu sunt pro echipament, dar fiind foarte, foarte cald, transpir extrem de mult, am zis că este ok. Fără să mergem mai încet, mai multă grijă, mai atent și sperăm că nu se va întâmpla nimic. Mai sperăm. Speranța moare ultima. Mergem frumos. Am mai putea să facem o românească pe banda de biciclete, dar este vreme. Asta este printre cele mai aglomerate străzi din Sibiu, se numește strada semaforului. Este o plăcere, mai ales la orele de vârf. Foarte multe treceri de pieton inutile. La recomandare ar putea face niște pasarele. Dacă tot se doresc multe treceri, se frigizeze traficul mai bine. Deci de aici intră foarte multă lume în Sibiu, inclusiv mașini de tonaj mai mare care merg cu troșeli în bărți. La trecerile de pietoni, la frâne bruște și întâmplă uitată la domnul.